Moms Day. Alături de noi în dimineața asta, a treia mămică de la Angry Moms Day, Maria! Yeah! Cum ești sub presiune, Maria? Care a fost cel mai enervant moment și unde ai ajuns cu reacția? M-a scos din minți cel mai tare momentul în care tot pe jucării s-au luat la ceartă. A fost o jucărie. O motocicletă? Da, okay. Tot zrângăneau. Dă-mi-o mie, nu mi-o da, dă-mi-o mie. Zrâng. Am zis gata, până aici. S-a terminat. Le-am luat jucăria. Au început să țipe amândoi să se bată între ei. Da? Vă bateți pe jucărie? Ok. Am luat un ciocan și am început să dau în ea. Nu s-a spart. Oh my God. Ei râdeau în hohote și eu mă enervam mai tare. După aceea a aruncat-o pe geam și a început să plângă. Nu că... Da. Vorbim la telefon cu Cosmin din București, are 35 de ani și este prieten cu Dragoș, cu soțul Mariei. Tu crezi că are șanse reale, este suficient de nervoasă să câștige premiul ăsta de 1000 de euro? Nu știu dacă o să-l câștige sau nu, dar crizată este. Tu i-ai pus și o poreclă Mariei? Da, doamna Pitbull. Latră, de mușca, nu, dar mușcă, latră, latră. Doamna Pitbull, credeți că mami este suficient de nervoasă încât să spargă toate obiectele din camera aia? Da. Știți ce urmează să facă, nu? Da. De Maria din București, baftă multă. După emisiune intri în camera de distrugere și mâine vedem videoul cu tine. Întrebare foarte scurtă, Denis Rareș. Dacă mami câștigă 1000 de euro, cât din banii ăștia sunt ai voștri? Oh-oh. Zero. Zero la Denis și Rareș? 500. Decât voi, nu știți ce am aici, dovada o vedeți în cameră. Votați-mă, mă rog.